Consiliul Județean și Consiliul Local Hunedoara au votat în unanimitate înființarea Asociației Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921. Noua formă de organizare a mișcării sportive din municipiul Hunedoara este susținută direct de autoritățile locale și județene și aduce cu sine mai multe avantaje. Primul și cel mai important, în opinia iubitorilor sportului rege, ar fi faptul că, după această formă de organizare, echipa de fotbal Corvinul Hunedoara ar putea primi drept de promovare în Liga 1. Atât consilierii județeni cât și consilierii locali ai municipiului Hunedoara au votat în unanimitate pentru înființarea asociației. Cred că merită ca acest grup care a dovedit că vrea să facă performanță, să ne asociem pentru că a face performanță și a putea promova în prima ligă înseamnă și un efort financiar susținut. Și mai mult ca sigur că doar Consiliul Local din Hunedoara nu putea să facă acest lucru. Din această asociere cu Consiliul Local și cu acea unitate subordonată Consiliului Județean, va avea, începând din ediția 2024-2025, fotbalul Corvinul Hunedoara 1921, drept de promovare, pentru că știți că drept actualul regulament îngrădește cluburile cu de drept public să promoveze din Liga a doua, Liga a treia, pentru destule exemple, în această serie de 20 de echipe sunt numai puțin de 8 grupuri care nu au drept de promovare. Din această entitate va mai face parte și Ecoserv SRL Hunedoara, o societate din subordinea primăriei. Autoritățile hunedorene spun că asociația este soluția găsită pentru a ajuta echipa să promoveze, dar va putea susține și alte sporturi. Le mulțumesc în egală măsură consilierilor județeni și consilierilor locali pentru că au votat în unanimitate propunerea noastră de înființare a acestei asociații sportive. Documentația va fi înaintată spre analiză și validare Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal. Comitetul Executiv a constatat și faptul că asociația este continuatoarea de drept a actualului club sportiv Corvinul Hunedoara, astfel încât echipa de fotbal să își păstreze locul în Liga a doua. Noua structură nu doar că va servi drept soluție pentru ca echipa de fotbal să poată obține din partea FRF dreptul de a promova începând cu sezonul 2024-2025, ci va servi și ca structură organizatorică pentru susținerea altor ramuri sportive. Așa cum le-am promis suporterilor, primăria a făcut toate demersurile pentru a face posibil ca echipa să aibă dreptul de a promova în prima ligă de sezonul viitor. Vorbim de cel mai important club din județul Hunedoara, era normal ca odată și odată să se întâmple acest lucru. Nu ne rămâne acum decât să lucrăm cât se poate de bine și de eficient pentru a fi pregătiți pentru tot ceea ce înseamnă lupta pentru promovare. Să formăm un lot competitiv și să creștem cât mai sănătos acest proiect. Suntem un club cu istorie, tradiție în fotbalul românesc și ne dorim să readucem Corvinul pe buzele tuturor iubitorilor de fotbal din România. Pe lângă fotbal, asociația va avea mai multe secții pe diverse ramuri sportive, unele care au adus faimă și medalii municipiului Hunedoara, precum natație, box și atletism.